pusă prima înfrângere acasă. Nu, a doua. Nu, a doua înfrângere. Prima înfrângere acasă contra unei echipe, să zic, de cam de talia științei. La asta mă refeream. Da, da. Un meci de la care cu siguranță sperați mai mult și care a fost pierdut și pentru că n-am jucat noi. Dincolo de faptul că Timișoara s-a apărat foarte bine, a dovedit spirit de sacrificiu, a spus niște mici, parcă erau în filmele indiene. Corect, așa este. Și au servit foarte bine. Și au servit. Orice echipă care vrea să ne creeze probleme, dacă dau cu serviciu cum a dat Timișoara, avem probleme, indiferent cu cine jucăm. Trebuie să luăm încerc și lucrul ăsta. Cu siguranță că toate problemele astea care sunt în jurul echipului, ordin financiar, N-au legătură. Asta nu e o scuză. Asta nu este o scuză. Deci categoric vă spun. N-au legătură. Dacă e așa, ce, dacă e vorba de așa ceva, atunci pe multe nu o să le mai vedeți din iarnă. Că nu se retrogradează, asta e viața. Facem performanță. Dacă cumva cineva încearcă să motiveze lipsa de participare, lipsa de dăruire vis-a-vis de bani, atunci nu stă în picioare. Și atunci care ar fi motivul pentru evoluția slabă de astăzi? Pentru că dincolo de faptul că, într-adevăr, Timișoara a jucat bine, noi n-am fost noi. Da, așa este. Deci am jucat prost astăzi. Asta este realitatea. Asta este realitatea. Poate n-am pregătit foarte bine acest meci. Ne-au surprins, eu am spus, dar, cum să spun, tot la fel de bine știu că nu poți să rezolvi problema preluării din serviciu într-o săptămână sau în două antrenamente. Am spus de la începutul săptămânii că avem meci greu. Sigur, Timișoara vine să, la Bacău să joace și să servească foarte bine. Le-a ținut, au capotat în setul 3. Am crezut că, zic, gata, sincer vă spun, că nu le mai ține cureaua. Dar uite că le-a ținut și bravo lor. Cu regretele de rigoare.